fântâna soarelui măi, la fântâna Bună seara și bine ați venit la noi în frumoasa sală a Casei de Cultură. Am emoții pentru că de 2 ani vă dansăm și vă cântăm în piață. Astăzi v-am primit cu brațele deschise aici în sala noastră frumoasă, în casa noastră frumoasă. Și vreau să vă spun că am crezut că nu mai apuc să deschidem sala și să vă primim cu drag, că știam că vă place aici. Și știam că sunteți mereu alături de noi. În prag de sărbătoare, iată, este o bucurie mare și vă mulțumim frumos. Mulțumim frumos primăriei că a înlesnit să deschidem sala după multe eforturi. Mulțumesc colegilor mei de la Centrul Cultural Drăgan Muntean, în special Lucica Chereșturii, care, așa cum a putut ea, s-a zdrobit să rezolvăm ca să deschidem ușile și să vă primim cu drag. Și poate că de acum încolo vă așteptăm mereu la frumoasele noastre spectacole, pentru că dacă dumneavoastră nu sunteți alături de noi, nu sunteți aici, în fața noastră, noi degeaba facem spectacole. Așadar, vă mulțumim! Este seara de Crăciun. Am încercat să aducem satul aici la oraș, să vă simțiți bine, să resimțiți clipele copilăriei, pentru că cel mai frumos, cea mai frumoasă sărbătoare este Crăciunul, când se adună toată familia. Și eu zic că pe această scenă vor fi familii împreună cu dumneavoastră. Așa cum vedeți, scena este pregătită pentru seara de ajun. Gazdele noastre și găzdărițele deja au intrat în scenă și ne vor colinda, bineînțeles, colindătorii cei mai destoinici care sunt invitați astăzi aici și avem multe, multe surprize. O să mai vin pe parcurs să vă mai povestesc, dar acum vreau să spun că de această dată Ansamblul Folcloric Silvana, fiind a casei, a Centrului Cultural Drăgan Muntean, vă primește cu drag și este în chip de gazdă. Dacă fetele au aranjat casa, băieții vin să le colinde. Ei de obicei dansează, dar astăzi încearcă să și cânte. Sper să o facă bine. Vor colinda fetele pe dumneavoastră, după care cu mult drag așteptăm dubașii de la boz. Și vă mai povestesc pe parcurs. Vă doresc vizionare plăcută! Sarai
cele, raiul, rai, lumină, soare, pământul, tu, toate cele, raiul, rai, lumină, soare. Slăbozi-ne gazdă întindă, că eu mă tu până în grindă, și o vreme viforoasă, slăbozi-ne gazdă în casă. Când eu stau mai mult pe afară, ne afla la primăvară, când s-au luat troienile și-au verzit poienile. Mititei și deam picioare, prefăcuți în tămâioare, și în brândușe vinețele să tot plângi gazdă pe ele. Dar de-ai fire în lumină, om cu inimă creștină, Maica Domnului ți-o coase nouă știerguri de mătase. Să-ți așterg gazdă cu tătie masa roadelor bogate, că-i sara Crăciunului și casa românului! Nici colindă nu-i mai multă, să trăiască cine-a
ascultă, să trăiască cine ascultă. Hei, boieri și boierițe, ce stați și vă uitați? Căci n-am venit să cer, am venit ca fareger. Și n-am venit să cerșim, am venit nașterea să o vestim. Și pentru că ne primiți în casă cu inima voioasă și cu sufletul curat pentru Hristos Împărat, care astăzi s-a născut pentru noi pe acest pământ, noi frumos vă mulțumim și sărbători fericite vă dorim. Să trăiască gazda Crășii! Sus e roșu corpul meu, sus e roșu corpul meu, când prânzește Dumnezeu, când prânzește Dumnezeu, când prânza Domnul mai bine, când prânza Domnul mai bine, grea poruncă-ne mai bine, grea poruncă-ne mai bine, că s-o întâmpla mare baiu, că s-o întâmpla mare baiu, și-o intra Iuda. Fericite! Dragii mei, dar să știți că colacul ăsta nu-i de dare, nici nu-i de mâncare, e numai de arătare să-l vedeți dumneavoastră. Noi l-o punem cămară și l-o mânca pe mâine sară. O, dacă nu l-o pune aici pe furcoi și l-o mânca noi mai pe miercuri, mai pe joi. Acum, eu îi zisei furcoi. Așa-i zice colacul ăsta la noi. Vrească, vrească!
să mai gata gazda noastră, bună și frumoasă! Zeu, trăiască Dumnezeu! Și cu un cârnaț mare de porcu, da, nu-i porcul cu tetu, că ar fi porcul cu tetu, cu botul ne-ar râma, cu coda ne-ar împreștea, gitezi pe afară cu dupe cu tăi ne-om aduna. Ăsta e făcut din carne de porc mangălița, e crescut din veșinii noștri la Târnăvița. Gazda noastră, în pot, pe culme l-a pus și acolo l-a lăsat până în seara de ajun, când grăbite se suie pe scară, cârnatul din pot să-l coboare și cu el pe noi să ne cinstească și gazda căștii la mulți ani să trăiască! Și încă s-au mai gătat gazda noastră și cu o iagă de vinaș să treacă pe la noi, pe la fiecare păsunaș. Acum, eu cu vinașul ăsta am să dau pe gușă. Vinarsul, zeu cu dopul ăsta am să dau după ușă. Ca că din lui gazda noi gusta, parcă te doi crepa. Să trăiască gazda la mulțumesc! Bun, 70 de focuri are. Gazda noastră, zici că pe gealul cetății au mers și prunile le-au cules. Gip în spin și gip în iarbă le-au adunat și în cadă le-au băgat. Acolo prunile au stat până când au fermentat. De acolo gazda noastră le lua, în car le încărca și la cazan le dușea. În cazan le băga, focul mare sub cazan fășea până ce prunile ferdeau. Și de acolo vinarsul pe țavă ieșa, în lighter s-a aduna. Și de acolo gazda noastră pe noi ne-o minea. Cu un pahar, două girechie, Dumnezeu Sfântul, la mulți ani să o zi pe gazda noastră! Yeah.
frații noștri, dacă în seara de ajun vă duceți în satul Boz, să știți că de la lăsatul serii până în zor dimineața auziți aceste colinde. Și dacă pe vârful dealului este o casă departe, până dimineața nu se duc acasă să se culce, se duc și vor colinda și la această casă. Mai multe ierni, mai multe sărbători, mi-am petrecut seara de ajun împreună cu dubașii de la Boz. Vreau să spun că mereu când îi aud, mi se face pielea de găină. Pentru că încep seara cu copiii, pițărăii, generații, generații și încheie ei, dubașii. Și se duc. Se duc chiar dacă este frig, dacă ninge, dacă plouă, ei se duc până la ultima casă și colindă. Este o seară de poveste. Și dacă aveți ocazia să vă duceți, nu o jumătate de oră, să intrați și să stați în mijlocul satului să-i ascultați, că-i auziți. Într-adevăr, e seară de Crăciun. Este o ferie. Așa că merită 20 de minute să mergeți să stați să-i ascultați. Vă felicit, dubașii de la Boz. Bineînțeles că ați citit afișele, știți ce rețetă avem în această seară și acum urmează, de fapt îi vedeți. Doamne, ce băieți frumoși! Deja s-au pregătit grupul instrumental. Și vă colindă cu tot sufletul. Dar nu sunt singuri. Pentru că în fața lor și în fața dumneavoastră am să invit cu mult drag Cristian Fodor și Valentin Crainic. Spală, drum bun, spală.
sudori. Scoală-te, scoală, Domnul, scoală, să fii gază sănătoasă. Lina mea, lina, lerui mă, lina, mere, lina, la fântână. Lina mea, lina, lerui mă, lina, cu ulcioarele în mână. Lina mea, lina, lerui mă, lina, găsi apa tulburată. Lina mea, lina, lerui mă, lina, de voinici înconjurată. Lina mea, lina, lerui mă, lina, voi voinici, voi vânători. Lina mea, lina, lerui mă, lina, ce cătați aici-n zori. Lina mea, lina, lerui mă, lina, noi pe tine te cătăm. Lina mea, lina, lerui mă, lina, noi umblăm și colindăm. Lina mea, lina, lerui mă, lina, și la gază eu întinăm. Că-i un bun bărbat, cu el s-o lăudat, o dai Domnului, Doamne. Că el stare n-are, nu mă-nșezătoare, dai Domnului, Doamne. Că la popa-n clacă, nu-i fată să-i placă, dai Domnului, Doamne. Burgul la uzere, nici apă nu-și bere, dai Domnului, Doamne. Paște și el sare, sare, dai Domnului, Doamne. Și-ajunge buiestru, aduce erbilorul, dai Domnului, Doamne. Ioane, Ioane, ce vii tu la mine, dai Domnului, Doamne. Îi iată-i suire în cornițele mele, dai Domnului, Doamne. Și eu că te-ai duce peste munți cărunțe, dai Domnului, Doamne. Pe sub braț brăduțe, unde iarba crește, dai Domnului, Doamne. Unde iarba crește, în patul să-mpletește, dai Domnului, Doamne. În noi ți-o închinăm, un alba-i sănătate, dai Domnului, Doamne. Ce sară-i dai astă-i sară, Domnului, Doamne, sară-i marea lui Crăciun. Din sara lui moșajun, Domnului, Doamne, vin copiii lui Crăciun. Sunt să-mi colindeze Domnului, Doamne, și viața s-o lungeze. La tăți care sunt-o casă, Domnului, Doamne, și să veseles la masă. Nu dormiți în iasta-i sară, Domnului, Doamne, ci ședeți în prevegheală și așteptați pe Domnul Sfântul.
Domnului, Doamne, să vă fie pe pământul. El îi Fiul Cerului, Domnului, Doamne, și Domnul Pământului. Hristos să vă dea de toate, Domnului, Doamne, viață și sănătate. Iauzi, gazdăuri, n-auzi, iauzi, gazdă. Stai să-i tot privești. Cum făceau slujbe cerești pentru-n fiu ce ai s-o născut, pentru-n fiu ce s-o născut, Fiul Tatălui cel Sfânt. Boier, nu dormiți, Doamne, îl dai Domnului, Doamne, că nici noi că nu dormim, Doamne, îl dai Domnului, Doamne, din noaptea Crăciunului, Doamne, îl dai Domnului, Doamne, din sara Crăciunului, Doamne, îl dai Domnului, Doamne, culac și fetițelele, Doamne, îl dai Domnului, Doamne, să mă ture curțelele, Doamne, îl dai Domnului, Doamne, cu gurguiu cizmilor, Doamne, îl dai Domnului, Doamne, cu cornul cătrințelor, Doamne, îl dai Domnului, Doamne, roșu soare răsăreare, Doamne, îl dai Domnului, Doamne, roșu soare cu tri raze, Doamne, îl dai Domnului, Doamne, dinspre vârful munților, Doamne, îl dai Domnului, Doamne, din curgile brazelor, Doamne, îl dai Domnului, Doamne, noi umblăm și colindăm, Doamne, îl dai Domnului, Doamne, și la gazdă i-o închinăm, Doamne, îl dai Domnului, Doamne. Și-o fost bucurie lumei, de-o așa mare minune. Iosif cu Sfânta Maria au pornit călătoria, ajungând într-un oraș, ceea să le dea să lași. Ca să-i lase să se culce, noaptea-n drum să nu-i apuce, dar oamenii din cetate i-au răspuns cu răutate.
du-te, du-te și ne lasă, că n-ai loc la noi în casă. Atunci, prea sfânta fecioară, ieși din oraș afară. S-au dus la cei săraci într-un grajd cu niște vaci. Sosi vremea la Maria ca să-l nască pe Tăiești, gătește, ca-i bun bocovește, joine tinerelul, ca el să-și aducă și el să-și aducă, joine tinerelul, bai eu de moi duce, eu îi și aduce, joine tinerelul, doamna curăților, lor părinților, joine tinerelul, maică s-a l-ncalță, taică s-o l-nvață, joine tinerelul, buzduganul galben când l-ai ridicare, joine tinerelul, când l-ai ridicare și cu el ai dare, joine tinerelul, în casă după masă, la fica frumoasă, joine tinerelul, în noi ți-o închinăm un dal mai sănătate, joine tinerelul. La tătă casa îi lumină, ziurel de ziua. La tătă-mi masa plină, șenge-n asta casă, ziură de ziua. Șed român de vițalia, ziure
când ispimii. Zilurel de ziua, vă lăsăm cu Dumnezeu. De rău ziurele de ziua. Vă mulțumim din suflet pentru primirea caldă pe care ne-ați făcut-o. Dorim să mulțumim celor care ne-au invitat să fim alături de dumneavoastră în această seară, să vă aducem în dar colindele frumoase românești și să vă rog din tot sufletul să aveți sărbători luminate, sărbători fericite, cu pace și cu lumină în suflet. Văzui lumină în fereastră, la 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 la. Păi și intrai la voi în casă, la 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 la. Că mi-s dragi în viață mie, la 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 la. Oamenii de omenie, la 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 la. Păi luai în pahar cu vin, lai la 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 la. Pentru toți cei dragi să-nchin, lai la 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 la. Să vă fie viața plină, lai la 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 la. De veșnic și de lumină, lai la 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 la. Să vă fie viața plină, lai la 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 la. De veșnic și de lumină, lai la 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 la. Sărbători fericite, cu bucurie și cu pace în suflete și un an nou mai bun. Doamne ajută! Sculați, sculați, mari boieri!
Mulțumim frumos! Răsplata noastră sunt aplauzele dumneavoastră. Da, ei sunt membrii ansamblului folcloric Silvana al Centrului Cultural Drăgan Munteanu. Nu sunt profesioniști, sunt amatori. Au crescut de mici copii pe scenele căminelor culturale, Palatul Copiilor, Casa de Cultură. Mai apoi s-au adunat aici, s-au cunoscut între ei, s-au căsătorit și sunt o familie mare. Mulțumesc orchestrei, sunt o parte din ei, mulțumesc dragilor mei dansatori. De multe ori sunt supărată pe mine când vin la repetiții după orele de muncă și văd că sunt obosiți. Și mai încep și eu să-i tracasez și am zis, am inima, dar ei mă ascultă și iată rezultatul. Mulțumesc, Silvana! Și dacă tot a dat Dumnezeu să deschidem această frumoasă sală, să știți că de acum încolo o să vă răsfățăm cu foarte multe spectacole. Să dea Dumnezeu să avem sănătate și putere și să vă avem pe dumneavoastră alături. Este un punct foarte frumos care urmează acum. Și acum, nu mai știu câți ani, dar în 2002, când prietenul nostru, regretatul Drăgan Muntean, a plecat dintre noi, eu am spus întotdeauna că nu va lipsi în spectacolele noastre. Și ați văzut că, cu ajutorul prietenului meu, Ovidiu Miheț, care asigură luminile și sonorizarea, ca de fiecare dată, coleg de școală cu Drăgan, am început spectacolul cu o frumoasă doină, asta-i seara lui Crăciun, cântată de Drăgan. El întotdeauna este alături de noi. Dar acum am o bucurie mare și am să invit pe cineva lângă mine. Bogdanel! Când trăia Drăgan și făceam festivalurile pădurenilor la Poienița Voinii, Bogdanel era cam până aici așa, dar cânta și cânta frumos. Și spunea Drăgan, sper că l-ai pus în spectacol. Păi normal că este în spectacol. Și se uita și Drăgan întotdeauna era foarte, foarte sensibil și era cu lacrimile în ochi. Și se uita și îl mânca din ochi. Și a spus, el va ajunge mare. Într-adevăr, a ajuns mare, nu numai înălțime. Este Bogdan Toma al nostru, nu? Și ca să vă spun acum cum e și acel cântec, trece vremea, da? Și trece vremea. Bogdanel al nostru este tătic de o fetiță de aproape 2 ani. Iar de 2 zile e un tătic de un băiețel frumos. Să aveți putere și tu și Alina să-i creșteți și poate că dansuri, cântece, cine știe, să vă dea Dumnezeu sănătate, să fiți fericiți și să vă bucurați de ei. Și acum noi, la rândul nostru, ne bucurăm de voi, să vă bucurați și voi de copii. Și acum vreau să vă prezint, sau vrei să spui și tu ceva? Bună seara tuturor! Mulțumesc din suflet, doamna Elis, pentru invitație și pentru cuvintele foarte emoționante ce s-au spus în această seară.
pentru că de fiecare dată când se pomenește numele regretatului Drăgamuntean, simt o profundă emoție în suflet și în minte și nu pot decât să mă gândesc cu regret la faptul că nu mai este printre noi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul care mi l-a dat, prin voce, prin sănătate și prin faptul că astăzi pot să mă numesc unul dintre cei mai fericiți oameni, prin faptul că sunt părinte a doua oară. Îi mulțumesc din suflet pentru tot. Iar în continuare, aș vrea să invit în fața dumneavoastră pe cei din ansamblul de dansuri pădurenești din satul Ciulpăz, satul apropiat satului meu natal, Dumbrava, pentru a vă prezenta un obicei de Crăciun, așa cum mergem noi pădurenii în ziua de Crăciun. Vă invităm să ne urmăriți cu drag! Primiți colindătorii! Primi, dacă tot ați plecat cu colinde, hai să vedem, știți să colindați ceva? Știm cum să nu știm! Ce la masa mari boieriu, Doamne, dai Domnului, Doamne, este un prânz de Dumnezeu! Dumnezeu, azi-i Doamne, a treia zile, Doamne, dai Domnului, Doamne, de când veșele cu imu, și nimica nu gândim, Doamne, dai Domnului, Doamne, nu gândim petre nimica. Prea curațu, Doamne, dai Domnului, Doamne, ce sunt Domnului jurațu. Noi la ei o porâșire, Doamne, dai Domnului, Doamne, ei la noi ori coborâre. Frumoasă căsnior și cire, Doamne, dai Domnului, Doamne, cărțul cântă la cripică. Pună framale ștergere, Doamne, dai Domnului, Doamne, mai frumoasă sfășere. Domnului bine părere, Doamne, dai Domnului, Doamne, sus la șeruri sănălțare și zburare. Noi cântăm șocolindă-m, Doamne, dai Domnului, Doamne, și la gazdă i-o cină-m. Vrească! Voi umplați și colindați! Dar uitați, eu am aici și tărficiori frumoși. Una junească, știți să colindați? Știm, cum să nu știm! Sușorul șeciore săritul, ai Domnului, ai Domniere, frumos mărui răsăritul, cu flori dar vege dar jintul, ai Domnului, ai Domniere, printre flori dar vege dar jintul, sunt meră dar vege daur, ai Domnului, ai Domniere, nu știu ce s-o
Bani veciule, ficuț-o ducesc.
ce fișoriu, dar voi ce ce fișoriu, nerficuțu, duceți-ne, gritați-vă sânt, baierul meu, baierușe, salvaie, dar vă nerficuțu, duceți-ne, salvai dalbă ce banii veciu, șoi pătuț în ginureciu, lerficuț-o duceți-ne, grifa noi fico i-a găsit-o, dar noi fico nu ți-i dăm, lerficuț-o duceți-ne, grie până nu ce cu numlămul, ce femei și-ți bocezăm, ulevicuț-o duceți-ne, grișoi ce fico veselește, șoi ce fico veselește, ulevicuț-o duceți-ne, grișoi cină cu sănătate. Iasă fica! Salut, ultimul rând! Această gazdă, care pentru dumneavoastră s-a pregătit, știți să-i cântați o bolindă? Și de ce nu la nevestească? Cum să nu știi? Colo sus, mai sus, sus, sus la drumul mare, le dai le nevastă, sus la drumul mare, cel turge cale. Crescut-o, născut-o, verge vișiniorul, le dai le nevastă, merge vișiniorul, galben galbiniorul, sus frunza măruntă, jos umbră rotundă, ler dai ler nevastă, cine să dumbrește și să o ginește. O dalbă nevastă, cu fiuț pe brață, ler dai ler nevastă, 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 și-i pe poala tare, și-i pe poala tale, pe brațele tale, ler dai ler nevastă, ori taicătoare, ori maicătoare, ori fracetoare, ori soritoare, ler dai ler nevastă, nu-i nici taicămioare, nu-i nici maicămioare, nu-i nici fracemioare, nu-i nici sorămioare, ler dai ler nevastă, și drag voinel meu, care mi-o căzut-o, care mi-o căzut-o, rupge dostănitul, ler dai ler nevastă, rupge dostănitul, la viga dunându, la viga dunându, la murg învățându, ler dai ler nevastă, vicuine adunatu, murguine învățatu, că noi și-o-n cinămu, dar vai sănătace, ler dai ler nevastă, dar vai sănătace, la dar vai nevastă. Trească nevastă la mulți ani! Ei, dumneavoastră, tata colindat, dar și fața în vostra, să s-o pregătiți, și vă sincer, vă dumneavoastră, cu un colac frumos, dintr-un grum mânos, dar dacă știți să-l descântați, să-l luați, dacă nu aici, să-l lăsați. Știm cum să nu știm, vai, de mine! Hei, vesel fișorii dubii, nu vă mâncați mulțămita ca Mișel Lupita. Întârș-o lua, întârș-o mâncă, fug-o încinsă, nu știu care-l mai ajunsă. Ce stașă și uliți cu recile, că-i nouă pui giepure. Că nu știți dincotro vine binele cu albinele și darul cu carul. Că nu vine ci pe cale, ci pe cărare. Dumneavoastră vi se pare fișor doboșăr. Domnul Angela și cu gazdă din cămară, care ni cinstește și nu glumește, cu un colac de gru frumos, pielița lui Hristos. Dar nici ăsta nu-i făcut, cum nouă, vouă vi se pare, să punem căița pe parce și bâta sub soară, să ieșim pe ușa afară, că-i făcut cu trudă mare, fișor doboșări. Noi vi-l arătăm, dar nu vi-l dăm, că-l dăm la Mihoi, să ni-l dăm mai apoi, mai pe miercuri, mai pe joi. Treacă la voi pe sumnaz. Hei, fișorii dubităt, gazda nostru, sână-l Dumnezeu sănătos, ne cinstește cu morunge sugorongi porșelul dumnealor al bun. Dar nici ăsta nu-i tăt, că ce-ar fi cu tăt, ar avea ochi, ar avea ureci, ar avea coadă, ar avea gură, cu coada ne-ar vântura, getăți pe afară ne-am adunat, cu ochii ne-ar vegea, cu urecile ne-ar auzi, cu gura ar guița și porcul ar face guic și noi cu cârnațul în straiță fâstâc, fișorul la bășeu!
asta mă mai cinstăiește și o bucată de brânză. Hei, fișorii dubități, gazda nostru ne cinstește cu brânză de oi, mult să păgină poi, mult să prin floașe, să le mâncați cu albuzoașe, cu buzoașe subțărâși, cât gurguniu la opinși, cu buzoașe subțărele, cât rigește geamele. Și asta vă arătăm, dar nu vă dăm, o dăm la Mihoi să ne-o dea mai apoi, mai pe miercuri, mai pe joi, trească gazda! Dar nu știu ultimul rând, ce v-a de băut? Deja ați cam răgușit. Ia să vedem dacă știți să descurcați. Mulțumim, gazda nostru! Hei, vesel, fișorii dubități, gazda nostru, că e om bun, ține-l Dumnezeu sănătos. Ne cinstește și nu glumește cu o iagă de vinar să treacă pilatăți pisunați. Ia o iagă verge ca să bem până se vege, că dacă s-o întuneca, Dumnezeu știe pe unde o apuca. Are un dop de alun să gustăm cât e ce bun, are un dop de șocolău ca să-l gust numai eu. Cu dăm după ușă, vinar să dăm pe ușă, trească gazda! Mulțumim! Gustă-l, Mihoi, să fie bun! Las că e bun! Asta nu, noi vă mulțumim că ne-ați primit! Dar cu fișor, băboșări, să jucăm găzdărița, să se coacă cânepa! Hai, hai, la brâu, la brâu, la brâu și lasă șera de griu!
Da, nu se poate un spectacol de colinde fără pădureni. Dar să vă povestesc ceva. Eu sunt sinceră și întotdeauna vă spun din planurile mele, din întâmplările mele. Cam acum o lună, când s-a știut clar că se va deschide această sală, am avut mai multe preferințe pe cine să chemăm. S-a adeverit, dorințele mele s-au împlinit, așadar l-am sunat pe bunul nostru prieten al devenilor, pe Nicolae Furdui Iancu. Și l-am întrebat, pe data de, ai fi liber? Să mă uit în carnețel. Și vreau să spun că vine de departe, a avut spectacol la Sighet, Sighetul Marmației. A ajuns cu o oră jumate de începerea spectacolului aici. Va merge mai departe și va colinda, pentru că este iubit. Dar a spus așa, indiferent ce se întâmplă, dacă voi, cei de la Centrul Cultural Drăgan Muntean, ați deschis această frumoasă sală, atunci vin, pentru că iubesc Deva, mă leagă multe amintiri de Deva și iubesc publicul din Deva. Iată membrii grupului instrumental pe care îi iubesc atât de mult, Crainou, sunt aici. Și în aplauzele dumneavoastră să-l invităm în scenă pe Tudor și pe Nicolae Furdui Iancu. Sculați, sculați,
Stau pri glori sfinte, stau pri glori sfinte, porinde, o Părinte.
Sunt berbece,
Thank you.
Grupul instrumental Craiov din Alba Iulia vă urează din suflet să aveți sărbători cu bine și cu sănătate, să te vă liniștiți, cu pace. Lăsați-vă să termin curarea cantului pe Domnului Iisus. Să fiți înconjurați de toți cei dragi ai dumneavoastră și să trăiți cu speranța că noi românii așa suntem învățați și datorită acestui gând am supraviețuit pentru că am trăit tot timpul cu speranța în suflet. Și sperăm să vină vremuri mai bune. Un an mai bun și an mai bun pe mici și pe la mulți ani tuturor și încă o dată vreau să mulțumesc prietenii noastre Elvis pentru că atât de mult a insistat să fiu prezent, iar eu mi-am dorit din tot sufletul, însă timpul era atât de drămuit. Am ajuns în sfârșit și tare mă bucur că mă reîntâlnesc cu acest public special din Deva, public care amintește de începuturile mele alături de colegii mei dragi, care unii sunt încă cu mine pe scenă, alții nu mai sunt, dar ne văd acolo de sus. Să aveți sărbători frumoase și gânduri bune pentru viitor. La mulți ani! Oh,
Yeah.